Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Spitalul de urgență din Petroșani are un tomograf nou. Școlile din Petroșani sunt pregătite pentru începerea noului an școlar, iar centrul Șansa din Vulcan va fi transformat într-o creșă modernă. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Un tomograf nou în valoare de peste o jumătate de milion de euro a ajuns săptămâna trecută la Spitalul de Urgență din Petroșani. Aparatul este absolut necesar pentru diagnosticarea unui spectru larg de afecțiuni. E un plus adus pacienților care vor avea nevoie și vor beneficia de explorarea computer tomograf. Sperăm să-l punem în funcțiune cât mai repede. Mai avem unul care este destul de uzat. Va fi un plus mare pentru spital. Cazuistica este foarte diversificată, sunt foarte mulți pacienți. Cel care există acum este destul de uzat, se lucrează aproape non-stop pe el. Pacienții care vin în urgență, și ambulator și spital, sunt foarte mulți pacienți și încă unul e foarte binevenit. Să sperăm că o să acoperim necesarul pacienților. Aparatul va fi montat în următoarele săptămâni pe secția de imagistică și radiologie a Spitalului de Urgență din Petroșani, fiind una dintre cele mai importante investiții făcute în ultimii ani în unitatea medicală. Acest nou computer tomograf practic este adus pe fonduri europene, pe acel program care se încadrează în ceea ce înseamnă COVID-19. Este unul dintre cele mai importante aparate medicale care le-am achiziționat pe acest program. Urmează și altele la alte secții în funcție de ceea ce Spitalul de Urgență a avut nevoie la momentul la care a scris proiectul. Din punctul nostru de vedere, e un mare plus pentru că, așa cum știți, adresabilitatea Spitalului de Urgență și în zona aceasta a imagisticii este foarte mare. Toată Valea, practic, și până la Hațec vin să facă aceste investigații la Petroșani. Tomograful este un aparat ce utilizează o combinație de raze X ce sunt prelucrate apoi de către un soft computerizat și poate reda în imagini 3D întregul corp omenesc sau numai anumite secțiuni din el, permițând astfel medicilor să vadă în detaliu organele interne, vasele de sânge sau structura osoasă. Mai sunt câteva zile și va suna clopoțelul. În școlile din Petroșani se lucrează intens pentru ca în prima zi de școală totul să fie pregătit. Și la școala gimnazială Igheduca din Petroșani, sălile de curs își așteaptă gătite școlarii. Este o perioadă așa foarte aglomerată, dar ne-am pregătit, așa cum se vede și aici, în proporție de peste 80%. Joi așteptăm și dezinfectarea tuturor sediilor. Avem și surprize pentru copiii care vin în clasa a 5-a, îi așteptăm cu drag mobilier nou și am venit așa un pic în întâmpinarea lor, i-am așezat pe toți la etajul 1 pentru a fi mai confortabil și pentru a-și depăși anumite temeri cu care vin vis-a-vis de clasa a 5-a. Aici la Igheduca, practic s-a achiziționat la toate școlile generale mobilier nou pentru clasele a 5-a, s-au făcut igienizări, s-au zugrăvit sălile de clasă, repet, se fac ultimele tușuri, tundem iarba, igienizăm practic și ceea ce înseamnă perimetrul școlilor și a grădinițelor. Ați văzut, la Igheduca sediu vechi am asfaltat străzile adiacente care duc către școală. Vom continua acest program și după începerea noului an școlar. De altfel, Tiberiu Iacob Ridzi a invitat mâine toți directorii de instituții școlare din Valea Jiului la o întâlnire care va avea loc la primăria municipiului Petroșani. Mâine la orele 10:30 dimineață vom avea o întâlnire cu toți directorii din Petroșani pentru a vedea ultimele detalii legate de începerea noului an școlar și sigur în noul context și pandemic, dacă vreți, dar și în ceea ce înseamnă organizarea cursurilor în municipiul Petroșani. Infrastructura este pregătită în toate sediile, se fac ultimele retușuri și curățenia de rigoare, astfel încât copiii să înceapă noul an școlar în cele mai bune condiții. Școala numărul 7 din municipiul Vulcan va deveni centru cultural. Asta după ce centrul Șansa va fi transformat într-o creșă modernă în perioada următoare, iar activitățile culturale care se desfășoară aici vor fi mutate astfel în școala numărul 7, aflată de 10 de ani în construcție.
Aici va fi un centru social și cultural care va înlocui centru Șansa, dar vor fi mult mai multe activități. Se vede, clădirea este foarte mare, este foarte mult spațiu, sunt foarte multe săli care vor fi alocate tuturor celor care doresc să desfășoare activități sportive, culturale, ansambluri de muzică, șah, sportive, deci tot ceea ce se poate desfășura pe raza municipiului Vulcan, inclusiv ansambluri de muzică care vor să repete, poate o bibliotecă, un muzeu, tot ce se poate face cultural, să devină un obiectiv până la urmă și de cultură și chiar un obiectiv turistic până la urmă în municipiul Vulcan. În ultimii ani despre școala generală numărul 7 din Vulcan s-a vorbit mereu ca despre o prioritate. După cum arată lucrurile în teren, doar s-a vorbit. Zilele orașului Petrila au fost un succes, o spune numărul mare de oameni care au ieșit în cele 3 zile din case pentru a petrece alături de artiștii care au ajuns în estul Văii Jiului la sfârșitul săptămânii trecute. La 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 la, vine vremea să vă vând. La 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 la, că-s bătrân și nu mai pot. La 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 la, la rost o casă vi-l mai pot. La 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 la. Vine seara pe la mine, la 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 la, că îl las turma pe vale, la 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 la, și te aștept într-o mioare, la 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 la, zuind din de mândruțorul, la 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 la, și te aștept la cultorul, la 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 la, numai luna ne-o vedea, la 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 la, când s-o uitați e curala, la 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 la. În acest an, pentru spectacolele organizate în cadrul zilelor orașului Petrila, nu au fost cheltuiți bani publici. Administrația publică locală a pus la dispoziția organizatorului o societate comercială de profil, terenul și utilitățile. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!